aspira ca să aveți o legătură. Dezlegați-vă de ea, chemându-L pe Domnul. Doamne, dezleagă-mă cu puterea Ta. Fă-mă și pe mine slobod. Fă-mă și pe mine un om liber. Ajută-mă să trăiesc în slobozenia care Tu mi-o dai. Apoi, după ce te-a dezlegat, după ce te-a scos Domnul din lumea păcătoasă, te-a scos Domnul de sub robia păcatului, de sub stăpânirea Lui, este aici ceva care trebuie să luăm seama, dragii mei, cu mare, mare atenție. Era vorba fratelui Marcu Nichifor, să fim cu mare băgare de seamă. Cu mare băgare de seamă. Fiți foarte atenți ce spune cuvântul Domnului aici. Du-ne curat, când iese afară dintr-un om, umbră prin locuri pustii și fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Și atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă omul acesta ajunge mai rea decât cea din tâi. Aici și vorba despre un om care deja a venit la pocăință, deja l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal, a fost spălat de păcatele lui, a fost eliberat de robiile care a trăit altădată, casa lui a devenit, așa cum spune, vă rog să fiți atenți încă o dată, măturată și împodobită. Măturată și împodobită. Deci o casă care a fost curățită și o casă care a fost împodobită. Asta e casa omului care a ieșit în lume, care a ieșit în păcat și Domnul i-a curățit inima prin sângele de la Golgota. Omul a primit pace, a primit iertare, a primit așa binecuvântarea aceea de a fi și el un om mântuit, un om salvat. Da? Dar când au întrebat cei de la Rusalii, fraților, ce să faci? Răspunsul lui Petru, știți cum a fost? Pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi, veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă! Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați ce însemnează o naștere din nou. Un mare om al lui Dumnezeu din Anglia, un învățător, David Pawson, puteți găsi predicile lui, puteți găsi multe comentarii bune de omul acesta. A fost un om care l-a căutat pe Domnul cu toată inima. El a spus despre nașterea din nou normală. Nașterea din nou normală. A spus așa, nașterea din nou normală are 4 faze. 4 faze. Un om născut din nou, cu adevărat, a avut credință, a avut pocăință, a avut botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Deci cele 4 lucruri sunt absolut necesare la fiecare credincios. Credința, care cei de la Rusalii deja o aveau, că întrebau fraților ce să facem, credința. După credință, a fost pocăința. Ca dovada credinței a fost pocăința și ca dovada pocăinței a fost botezul și apoi spune darul Sfântului Duh. Darul Sfântului Duh. Deci astea sunt lucruri care noi le primim gratuit. Astea sunt lucruri care noi le primim gratuit. Sunt lucruri pentru care nu ne luptăm noi, s-a luptat Domnul Iisus Hristos. Lupta s-a dat, biruința a fost câștigată, astea sunt lucruri care le primim în dar. Dar. Nu-i tot. Dumnezeu ne spală, ne curățește, Duhul Sfânt ne naște din nou, la o viață nouă, dar apoi spune, omule, tu ai nevoie de un stăpân.
Tu ai nevoie, tu ai nevoie de cineva care să-ți controleze viața. Tu ai nevoie de cineva care să te călăuzească. Nu-ți lăsa casa goală. Și, dragii mei, știu că adunarea de seara asta e formată din baptiști, pentecostali și frați creștini după Evanghelie. Țineți minte, vă rog, cele patru lucruri sunt foarte importante, dar nu rămânem la ele. Alea sunt lucruri începătoare, spune Pavel la Epistola către Evrei, capitolul 6. Învățătura despre pocăința de faptele moarte, despre botezuri, botezuri la plural, nu la unul singur botezul, e vorba de botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt, și apoi punerea mâinilor, judecata viitoare și celelalte. Și astea sunt învățături începătoare, lucruri de început. Noi nu trebuie să rămânem la ele, ci trebuie să mergem spre cele desăvârșite. Care sunt cele desăvârșite? Cele desăvârșite este să căutăm plinătatea Duhului Sfânt. Trist, dar foarte adevărat este că mulți dintre cei care s-au botezat în apă, unii au avut și semnul că au fost botezați cu Duhul Sfânt, așa? Și cu toate acestea, acum sunt departe de Domnul. Sunt departe de Domnul. Sunt rătăciți, ba unii dintre ei se poartă mai rău decât un necredincios. E adevărat? E adevărat, dragii mei. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Și eu mi-am făcut probleme din asta. Și am zis, cum se poate să ne lăudăm că am fost botezați cu Duhul Sfânt și totuși să trăim în atâtea păcate așa urâte. Lucrul ăsta a compromis lucrarea Duhului Sfânt. A compromis lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că sunt, așa, în Australia, sunt frazei noștri care, mă rog, mare caz fac, ei se laudă, ei spun, e o bucurie pentru ei să spună cum au primit pe Domnul, cum au fost botezați în apă, cum au fost botezați cu Duhul Sfânt, și apoi trăiesc până la ferme, pe acolo, la muncă, la agricultură, și acum trăiesc urât. Trăiesc urât și sunt o pricină de potignire. Și atunci unii zic, Doamne, lăsați-mă cu lucrarea Duhului Sfânt. Nu vedem oameni care se laudă cu lucrarea Duhului Sfânt? Uite cum trăiesc! Uite cum trăiesc! Asta nu numai așa, o fantezie. Nu, dragii mei, nu-i fantezie. Poate să fie fost o realitate. Poate să fie fost o realitate. Într-adevăr, persoana respectivă să fie fost botezată cu Duhul Sfânt. Să fie avut așa o bucurie cerească la o întâlnire personală cu Duhul Dumnezeu. Dar problema de sfințire mai departe e problema de rodire. Și rodirea, pentru